Fraților, dacă am descrie în trei cuvinte starea monumentelor istorice din România, acestea cred că ar fi atenție cade tencuiala sau pericol de prăbușire sau și mai optimist se alege praful. Că nu prea avem multe clădiri și monumente veche, asta e o treabă. Însă adevărul e că nici astea puține nu prea sunt într-o stare prea bună și cine știe câte vor mai exista peste 100 de ani. Cauzele le știm cu toții, de la cutremure și decizii dictatoriale, la corupție și nepăsare. Și când nu e niciuna dintre toate astea, vine a eterna scuză: nu sunt bani, domne. Ei bine, se găsește totuși o soluție și la asta: fondurile europene. Iar dacă nu mă credeți, l-am întrebat pe fratele Lucian să facă un top cu 5 monumente istorice din România restaurate cu fonduri europene și care au în spate povești interesante. Arcul de triumf Arcurile de triumf nu sunt o invenție românească, așa cum nu sunt nici sarmalele, nici șaorma și nici sucul tec. În antichitate le-au ridicat romanii și bizantinii, iar dacă mergeți să mâncați o pizza la mama ei în Roma, aveți ocazia să vedeți arcul de triumf al lui Constantin cel Mare, cel care datează de la începutul secolului al IV-lea. Moda a reapărut în epoca modernă, arcurile de triumf simbolizând atât evenimente istorice, precum intrarea unui rege sau a unui general într-un oraș sau o expoziție internațională, cât și victorii militare, iar arcurile de triumf pot fi regăsite peste tot, din Spania și Franța până în Rusia, ba chiar mai departe, în Corea de Nord. Primul Kim a avut și el așa ceva, că tot era pe opulență și grandomanie. Probabil că cel mai cunoscut este cel din Paris, a cărui construcție a început în 1806, în vremea lui Napoleon Bonaparte, și s-a finalizat peste 33 de ani, prea târziu ca micul caporal să mai defileze pe sub el, din moment ce între timp dăduse ortupopii. La noi, prima construcție de acest fel e atestată în 1848, în vremea Revoluției Pașoptiste. Atunci, când ne-am pus în cap să imităm ce era pe afară, nu am ridicat un singur arc de triumf, ci am făcut două ca să ajungă ambele fiind opera unui anume Iacob Melik. Iar ocazia a fost dată de sosirea în București a lui Suleiman Pașa, un tip trimis de sultanul otoman de la acea vreme să le spună muntenilor să o lase mai moale cu revoluția. Primul arc a fost asamblat în sudul Bucureștilor, probabil prin zona liceului Șincai, iar al doilea în apropierea dealului Mitropoliei, unde era centrul orașului pe atunci. Amândouă au fost construcții temporare. Așa că, după intrarea lui Suleiman, au fost dezasamblate și reciclate. Obiceiuri bune încă de atunci. Al treilea arc de triumf a fost ridicat în 1878, pe șoseaua Chiselef, pentru soldații români care se întorceau din războiul de independență. Au defilat pe sub o construcție impozantă și bogat decorată, dar la fel de improvizată, căci, după eveniment, a fost demolată. Și dacă n-ar fi câteva mărturii și desene de epocă, poate nici nu am fi știut că a existat. La fel de efemer a fost și arcul de triumf ridicat într-o grabă explicabilă pentru revenirea în București a regelui Ferdinand și a reginei Maria la 1 decembrie 1918, după 2 ani de refugiu la Iași. Trupele germane de ocupație părăsiseră orașul de câteva săptămâni, iar intrarea familiei regale reprezenta reinstaurarea autorității statului român asupra Bucureștiului. Ca fapt divers, regele și regina au fost însoțiți de generalul Bertlo sau Burtelău, după cum îi ziceau soldații, care nu știau o boabă de franceză, dar rămâneau impresionați de silueta deloc trasă prin inel a comandantului trimis de la Paris. Probabil a fost și cel mai mic arc de triumf din seria celor care au existat sau încă există în capitală, fiind o construcție de câțiva metri în înălțime, ridicată rapid, cum spuneam, pe calea Victoriei, în dreptul hotelului Atene Palas, adică la doi pași de Palatul Regal, unde astăzi e Muzeul Național de Artă a României. Totuși, ideea construirii unui arc de triumf permanent în București a apărut la scurt timp după război, mai exact în 1920, în contextul pregătirii sărbărilor de încoronare a regelui Ferdinand I și a reginei Maria, ca suveranei României mari. Până atunci, domniseră, cum știți deja, doar peste țările române, adică Moldova și Muntenia. Sigur, în cetatea din Alba Iulia se ridica o catedrală, care e cunoscută și astăzi drept Catedrala Încoronării, și se pregătea evenimentul propriu-zis. Însă apoi, familia regală urma să se întoarcă la București, de data asta ca monarhi ai noului regat. Așa că trebuiau și bucureștenii să se aleagă cu ceva care să simbolizeze acest lucru. Zis și făcut. Autoritățile au decis să construiască acel arc de triumf care să amintească de marele eveniment, dar să fie și o poartă cât se poate de concretă prin care să intre regele Ferdinand și regina Maria. Locul ales a fost Piața Victoriei, unde s-a împrejmuit terenul, s-au adus materialele, au început săpăturile pentru fundații și, în paralel, s-au ridicat schelele pentru cele două picioare ale arcului. Și apoi, treaba românească, în cea mai pură formă a ei că doar abia ce se formase nu a Românie. Aceleași autorități și-au dat seama că locul nu este bun, străzile se intersectau din toate părțile și oricum l-ai fi purs, arcul de triumf nu ar fi fost bine orientat. Mai mult de atât, nu avea suficientă vizibilitate. Prin urmare, au astupat găurile, au demontat schelele, au strâns tot și s-au mutat la al doilea rond de pe Bulevardul Kiselev, adică acolo unde este și astăzi. Lucrarea a fost încredințată lui Petre Antonescu, unul dintre cei mai bine cotați arhitecți români de la acel moment și reprezentant al stilului național. El a avut sarcina deloc ușoară să facă ceva bun, frumos, ieftin, repede și să placă la toată lumea. Se mai îndoiește cineva că s-a făcut în stil național? Petre Antonescu a imaginat un arc de triumf care era ca o șaorma cu de toate. Elemente preluate din arhitectura occidentală, altele inspirate din cea antică, detalii tradiționale românești, simboluri regale. Tot ce voiai era acolo. Pun pariu că desenase și niște turnulețe. Deși era destul de suplu, arcul era exagerat de decorat, iar deasupra avea un fel de acoperiș ca de troiță probabil și un mileu peste toate astea. La baza picioarelor erau câte două perechi de statui reprezentative de soldați din istoria națională, unul spre sud, altul spre nord. Mai întâi un Dac și un Roman, apoi un ostaș al lui Mircea cel Bătrân și un răzeș al lui Ștefan cel Mare, iar în partea cealaltă, spre oraș, un luptător al lui Mihai Viteazu și un pandur al lui Tudor Vladimirescu. Și, în cele din urmă, un dorobanț de la 1877 și un ostaș din primul război mondial. Numai că totul trebuia să fie gata foarte, foarte repede, căci veneau serbările în coronării de la Alba Iulia. Iar după aceea, pac, familia regală revenea în București. Așa că Petre Antonescu a avut timp să facă numai fundația și scheletul din beton al construcției. Restul arcului era o amestecătură de paiantă și moloz, în timp ce statuile au fost făcute din gips mai mult ieftin și rapid decât frumos și bun. La începutul lui octombrie 1922, cu câteva zile înainte de încoronare, unuia dintre arhitecții din echipa lui Petre Antonescu i s-a părut că statuia Dorobanțului are capul prea mare, așa că a cerut unor muncitori să ia puțin tărtăcuța la daltă și să mai taie din ea, numai că știți cântecul, doreli au fost, doreli sunt încă. Iar ghinionul a făcut ca o lovitură cu ciocanul dată cam tare să-l decapiteze pe bravul ostaș de la 1877. Să ridice o altă statuie nu mai era timp, așa că au încercat să rezolve situația așa cum mai repar eu una alta prin casă. Ar fi pus coci, numai că asta s-a inventat peste vreo 30 de ani. Prin urmare, au prins capul cu sârmă, cum au putut, și, ca să mascheze urmele de capitării, i-au pus soldatului o pânză uriașă pe post de mantie. Ce nu te omoară, te face mai puternic, nu? Pe sub această statuie au trecut suveranii României Mari, generalii și soldații care luptaseră în primul război mondial, în cadrul paradei somptuoase ce a avut loc în octombrie 1922, după sărbările de la Alba Iulia. Lucrul de mântuială se vede repede, iar după prima iarnă, monumentul era deja într-o stare jalnică. Uite ce notează în 1922, destul de cârcotaș, ziaristul și scriitorul N. de Cocea, care nu avea neapărat ceva împotriva construcției, ci doar era un antidinastic fervent. Abia șase luni au trecut de la ploata în coronare și arcul de triumf menit să îi împietrească amintirea în vecii vecilor amin s-a părăginit ca o casă părăsită în care umblă stafiile și urlă câinii. Bucăți mari de moloz s-au prăbușit în tocmai ca milioanele cheltuite. De sub tencuia la cojită au ieșit la iveală cărămizile roșii, rânjite, cobinda jale și apustiu. Arcul s-a înclinat bleg într-o parte, de parcă ar sta să se surpe. Ploile au șters glorioasele inscripții, lăsând ca un fel de ironie a soartei numai iscălitura regelui Ferdinand. Mâine, poimine, un vânt mai puternic de primăvară va răsturna de pe soclu statuile mucegăite, iar toamna viitoare și vitejiile iernii vor sfârși nimicirea Arcului de triumf. Arcul de Triunf devenise un pericol public, așa că primăria l-a încercuit cu gard de lemn pe care probabil a scris, atenție, cade în Dar asta nu știu cu siguranță că nu prea s-au păstrat fotografii prea clare. Nu e de mirare că mulți au vrut să-l demoleze. Marta Bibescu, Cezar Petrescu, ba chiar și regele Ferdinand și premierul Ionel Brătianu, numai că ultimii doi, care ar fi avut și puterea de a o face, au murit în 1927, înainte de a avea timp să ia o decizie. Atât de urât devenise monumentul, încât Cezar Petrescu a publicat un articol în care îl caracteriza drept un meschin dulap de noapte, cumpărat dintr-un bazar de vechituri din Stambul și mărit de un arhitect care suferă de elefantiazis în optică. Arcul este un perpetu urânjet sarcastic la intrarea Bucureștilor, o matahală ruinată precoce. Autoritățile nu prea știau ce să facă cu dita mai măgăoaia părăginită din mijlocul bulevardului. Așa că în 1928 au făcut ce face statul de obicei. Au înființat o comisie care să cerceteze problema și, în buna tradiție românească, membrii ei s-au împărțit în două tabere. Nicolae Iorga și aici săi voiau să păstreze monumentul și să-l refacă, iar Alexandru Țigara Samurcaș cerea cu insistență demolarea lui. Iar discuțiile au ajuns repede la ceartă pe bune. Iorga, strigând la un moment dat decât să se dărâme arcul pentru că așa vrea țigara, mai bine să rămâie așa cum este, deși e o rușine. În Gâlcea a intrat și arhitectul Petre Antonescu, care voia, evident, păstrarea monumentului. Așa că a făcut pe cheltuia la sa câteva mii de cărți poștale în care îl ironiza pe Samurcaș și le a expediat în toate direcțiile. În cele din urmă, autoritățile au decis să nu decidă nimic. Asta până în anii 30, când Nordul Bucureștilor a intrat într-un amplu proces de modernizare ca urmare a politicilor culturale și urbanistice ale regelui Carol al II-lea. Atunci s-a amenajat Parcul Herăstrău, atunci s-a înființat Muzeul Satului și atunci a început să se organizeze o lună de evenimente culturale numită Luna Bucureștilor. Evident că valul acesta a ajuns și la Arcul de triumf, care era într-un hal fără de hal. Toată bucata aia încercuită cu șipci de lemn din jurul monumentului devenise o mică pădure urbană în care crescuseră tei, meri și zarzări. Singurii care se aventurau înăuntru erau Florea Codreanu, intendentul monumentului, adică îngrijitorul și paznicul său, împreună cu soția și cei doi băieți. Familia asta chiar locuia într-o încăpere din Arcul de Triunf, iar afară avea o bucătărie de vară amenajată într-o baracă improvizată din lemn. Cei patru măturau pe acolo, curățau ce se mai putea curăța pe arc, strângeau bucățile căzute din statui și, bineînțeles, culegeau fructele din copaci. Și cred că o mai puneau și de câte un grătar în mijlocul chistelefului. Cum spuneam, Tim Iorga a câștigat, iar arcul a intrat într-un proces de cosmetizare. Lucrările au început oficial în 1934, însă meșterii și-au dus sculele acolo abia un an mai târziu, în 1935. Cu toate întârzierile, atât de importantă era treaba asta, încât arhitectul Petre Antonescu, care a fost chemat să repare monumentul pe care îl crease, și-a instalat biroul în interiorul arcului. Fondurile au venit atât de la stat, cât și dintr-o subscripție publică, precum și din donațiile ofițerilor români, care au acceptat să dea în fiecare lună câțiva lei din solda lor. Practic, construcția a fost refăcută cu totul, păstrându-se numai fundațiile și scheletul de beton. În rest, totul s-a reconstruit. Ce a ieșit este ceea ce putem admira și astăzi, o construcție sobră, masivă și impunătoare, cu arhitectură modernă și fără grupuri statoare. Are 30 de metri în înălțime, iar deschiderea din interior o înălțime de 17 metri și o lățime de 10. De data asta s-au folosit cele mai bune materiale din România, inclusiv marmură de rușchița pe care și Ceaușescu a utilizat-o să decoreze interioarele de la Casa Poporului pe frontispiciu s-au montat reprezentări alegorice ale victoriei, credinței și bărbăției, toate fiind operele unor sculptori renumiți din epocă. De asemenea, pe latura dinspre oraș au fost instalate două efigii, reprezentându-i pe regele Ferdinand și regina Maria. Totodată, pe ambele fațade s-a pus și câte o placă cu inscripții referitoare la semnificația monumentului, textele fiind scrise personal de către Nicolae Iorga. În același timp, pe exteriorul picioarelor arcului s-au montat bucăți mari de marmură, una cu anunțul regelui de intrare în război în 1916, iar cealaltă cu proclamația citită la Alba Iulia șase ani mai târziu. Și nu în ultimul rând, pe interiorul arcadei s-au inscripționat localitățile emblematice ale războiului, de la Târgu Jiu, Mărășești, Mărăști, Oituz, până la Budapesta, că și acolo a ajuns armata română în 1919. Inaugurarea noului Arc de Triumf s-a petrecut la 1 decembrie 1936, exact la majoratul Unirii Transilvaniei cu regatul român. La ceremonie au participat regele Carol al II-lea, viitorul rege Mihai și regina Maria, fiind de altfel și una dintre ultimele sale apariții publice, suverana murind în 1938, iar sicriul său fiind purtat chiar pe sub arc. Pe lângă familia regală a fost prezentă întreaga conducere militară a țării, dar și reprezentanții Franței, Iugoslaviei și Cehoslovaciei, principalii aliați ai României. În 36 începuse să se strice deja treaba în Europa și vreo doi dictatori cu mustață se gândeau să se joace Age of Empires de adevăratele. La sfârșitul perioadei interbelice, Arcul de triumf din București devenise un simbol al orașului, mai ales că era unul dintre puținele monumente iluminate noaptea. Ba mai mult, pe atunci, capitala era și un oraș turistic, iar monumentul constituia una dintre punctele de atracție, căci pentru o taxă modică, vizitatorii puteau urca până pe terasa arcului, de unde se vedea aproape tot Bucureștiul. După venirea comuniștilor la putere, monumentul a fost curățat de orice amintea de casa regală, efigiile regilor date jos, plăcile cu proclamațiile lui Ferdinand înlăturate și orice mențiune a monarhiei ștearsă. Ba mai mult, au șters și numele Budapesta, din interiorul arcului. Iar asta nu neapărat pentru că Ungaria era o țară socialistă, concurentă la iubirea surării mai mari de la est. Și pentru că în 1919 armata română îi înlăturase pe bolșevicii maghiari de la putere. Big no-no pentru comuniști. Așa a stat Arcul de triumf aproape o jumătate de secol până în anii 90, când au fost câteva lucrări de restaurare, fiind puse la loc efigiile regale. Tot de atunci, Arcul de Triumf a revenit în atenția publică, fiind locul unde, de ziua națională, se desfășoară parada militară sau, cu alte cuvinte, locul unde îngheți de numai știre tine, dar vezi puști, tankuri și avioane. Până nu de mult în restul anului, Arcul de Triumf mai suscita numai interesul mireselor, care veneau să-și facă poze de nuntă lângă un monument aflat în pragul ruinei căci dacă scăpase cu bine de bombardamente și de cutremure, asta nu înseamnă că arcul de triunf era prea zdravă. Crăpăturile începuseră să se vadă de de departe și mulți specialiști se întrebau cât mai stă în picioare structura de rezistență. Din fericire, la începutul lui 2014, monumentul a intrat într-un amplu proiect de consolidare și restaurare cu fonduri europene. A fost nevoie de peste 30 de milioane de lei ca unul dintre simbolurile capitalei nu doar să-și recapete aspectul original, ci și să beneficieze de o rezistență adecvată la cutremure. Că pe atunci când a fost construit, în perioada interbelică, pe la noi nu se vorbea de cutremure. Nu zic că era frumos, nu bătea, nu troncănea, dar nici prea rezistent la zgâlțâituri nu era. Arcul de triumf a fost redeschis la 1 decembrie 1916, adică la exact 8 decenii de la inaugurarea sa de către regele Carol al II-lea. Ba mai mult de atât, ca urmare a procesului de consolidare cu fonduri europene, monumentul poate fi din nou vizitat. Adică poți urca până sus pe terasa placată în întregime cu granit, de unde poți admira o bună parte din București. Așa că eu zic că merită să-i faceți o vizită. Iar noi vom merge la Medievală din Făgăraș. Bine, hai să trecem din București în Transilvania, că măcar noi nu trebuie să stăm vreo două ore între Bușteni și Azuga, că vorba aia suntem cea mai frumoasă țară fără autostrăzi. Și după ce trecem de Brașov, undeva la jumătatea drumului spre Sibiu, ne oprim la Făgăraș, Orașul acela mic, drăguț și cu aer curat, care a devenit sinonim cu cetatea medievală din centru. Istoria ei se întinde pe mai multe secole, atât de multe, încât începuturile sunt acoperite de semne de întrebare. Exista, se pare, o fortificație de pământ, dar care a fost atât de puternic distrusă de invazia mongolă din 1241, încât nu știm mare lucru despre ea. Însă, barbarii vin și pleacă, pietrele rămân așa că au fost puse una peste alta și cetatea a fost refăcută. De data asta mai trainic și mai frumos, vorba cântecului. Nicolae Iorga zicea că prima construcție datează de pe la 1310 și fusese făcută de voievozi și boieri români. Dar se știe că Iorga avea păreri certe despre orice, ca un influencer din zilele noastre. Poate că da, poate că nu însă primele informații sigure apar un secol și ceva mai târziu, cam de prin vremea lui Iancu de Hunedoarea. Pe atunci, cetatea Făgărașului era destul de mică și avea forma unui trapez, căci probabil rămăsese niște material pe șantier și au zis să facă o latură mai lungă. În colțuri avea turnuri de apărare, ca oricare cetate care se respectă. În secolul al XVI-lea, cetatea se mărește și începe să semene cu cea pe care o știm noi astăzi. În jurul primei fortificații, care devine acum reședința nobiliară, se ridică încă un rând de ziduri groase cu alte turnuri de apărare. Mai mult de atât, ca să fie un castel full option, se face și un șanț mare de jur împrejur, umplut cu apă, pe care să lăsau poduri de lemn pentru a intra și a ieși din fortificație. Responsabili de aceste transformări au fost Ștefan Mailat, un voievod transilvanean de origine română, Gaspar Becker și familia Batorii, importanți lideri politici maghiari. Pe la 1600-1601, cetatea Făgăraș a fost utilizată pentru scurt timp de Mihai Viteazu în și mai scurtă sa domnie peste cele trei provincii românești, care, by the way, a durat efectiv numai patru luni. Secolul al XVII-lea a reprezentat apogeul cetății Făgăraș. Principii maghiari Gabriel Betlen și Gheorghe Racucci au reparat cetatea, au mărit-o și au consolidat-o. Ba chiar au și decorat-o cu ajutorul unor meșteri italieni. Așa a apărut logia din curtea interioară, un fel de balcon lung și deschis, pentru că era prea scump atunci să-l închidă în termopan, mai ales că existau suficiente pivnițe în care să pună borcanele cu murături. Tot în secolul al XVII-lea, în cetatea Făgăraș, s-au ținut și majoritatea dietelor transilvanene. Nu, nu erau cu numărat de calorii și detox cu verzituri. Dieta era un fel de parlament compus cu precădere din nobili semn că citadela devenise un centru politic al Principatului. Însă, la sfârșitul acelui veac, Transilvania a fost recucerită de trupele habsburgice și luată de la otomani, așa că cetatea a devenit garnizoană a trupelor imperiale. Iar trecerea de la reședință nobiliară la unitate militară nu a fost numai cu numele, ci și cu fapta, iar cetatea a început să decadă. Că una e să întinzi la uscat pe metereze corsete și pantaloni bufanți și alta e să pui șosete și chiloți de soldat. Glumesc, nu cred că aveau așa ceva. La fel a rămas și după Unirea din 1918, fiind folosită în perioada interbelică de către Armata Română ca centru de instrucție, clădire administrativă, depozit de armament și, bineînțeles, garnizoană. Și dacă ați fi crezut că mai rău de atât nu se putea, aflați că vă înșelați. După venirea comuniștilor la putere, cetatea făgărașului a fost transformată în penitenciar pentru deținuții politici. Aici au fost închiși foștii polițiști, jandarmi și agenți secreți adică aia care până atunci îi urmăriseră, arestaseră și încarceraseră pe comuniști iar pe lângă aceștia au fost închiși și mulți alți deținuți politici din zona Făgărașului. Ei bine, după 1948 se întorsese roata, iar în vechea cetate medievală răsunau zângănituri de lanțuri și cătușe și țipetele celor torturați. Condițiile de detenție erau infernale, după cum își amintește medicul Stanciu Stroia. Hrana într-o zi se compunea din 250 de grame de pâine relativ proaspătă, ceea ce însemna 500-600 de calorii de hrană ușor digerabilă și un terci de porumb mizerabil. În timpul plimbării noastre zilnice, de 10 minute în curtea pavată, nu eram lăsați să vorbim unul cu celălalt și nici să ne uităm în sus spre cer. Trebuia să ne plimbăm cu privirea fixată în pământ. Gardienii ne supravegheau atent pentru a nu încălca aceste reguli. Din fericire, închisoarea a fost desființată în 1960, odată cu slăbirea represiunii politice, iar cetatea a fost preluată de autoritățile locale pentru a o transforma în muzeu. Astfel au avut loc unele lucrări de restaurare și după câțiva ani fortăreața a fost adusă cât de cât la aspectul său medieval fiind deschisă vizitatorilor. Dar de atunci nu s-a mai întâmplat mare lucru. S-au mai deschis unele expoziții, s-a mai reparat câte ceva, însă era nevoie de un proiect mult mai amplu de restaurare. Adică exact ceea ce s-a început în 2020 cu fonduri europene și locale consolidarea unor ziduri afectate de timp și refacerea unor poduri originale, dalea în filme cu cavaleri și asedii, care se lasă peste apă, dar și a unor elemente din interiorul cetății, inclusiv crearea unui sistem de protecție suplimentară împotriva umidității și îmbunătățirea acoperișului. Că nici soldații de dinainte de 45, nici gardienii comuniști n-au avut timp de zugrăveli și alte alea. Lucrările efective au început anul trecut și vor necesita o investiție serioasă, ceva mai mult de 1 milion de euro de la buget și aproape de 4 ori mai mult din fonduri europene. Rezultatul se anunță unul fain ditat, ca să vorbesc și eu ca un ardelean cu accent de București. Vor fi spații pentru activități pentru copii și alte proiecte educaționale, iar numărul turiștilor se așteaptă să crească de la vreo 70.000 pe an, cât era înainte de restaurare, până spre 150.000 așa că e inutil să vă mai spun de ce merită să vizitați cetatea Făgăraș. Iar din sudul Transilvaniei ne luăm zborul la... Palatul Bulturul Negru din Oradea. Probabil că ați tot auzit în ultimii ani despre cât de bine arată Oradea și cât de curată e și ce clădiri istorice are și tot așa. Adevărie e că au și avut ce renova. Dacă te duci prin orașele din Muntenia și Moldova, o să vezi că majoritatea nu mai au nici urmă de centru vechi cât vezi cu ochii, numai blocuri, blocuri și iar blocuri. Dar în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, ca să citesc din buletinul Meteo, treaba stă cu totul altfel, iar Oradea are cu ce se lăuda. În special cu patrimoniul său Secession, un curent arhitectural apărut pe la finalul secolului al XIX-lea, când în Occident lumea se săturase de clasicism și voia ceva nou. Așa a apărut Art nouveau stilul principal care a luat diferite forme în Europa. În zona Imperiului Austro-Ungar, în special în Budapesta și restul Ungariei, s-a numit Secession și era caracterizat prin linii curbe, forme vegetale și decorațiuni ample, fără rigoarea stilurilor tradiționale și fără forme geometrice drepte. Și cum până în 1918 Oradea a fost parte din Imperiu Austro-Ungar, majoritatea clădirilor sale simbol sunt ridicate în acest stil, făcând ca orașul să fie un fel de capitală regională a art nuvoului. Iar dintre toate clădirile, probabil cea mai cunoscută e Palatul Vulturului Negru, din piața centrală de peste drum de primăria Oradea. Povestea sa începe cu mai bine de 300 de ani în urmă, când pe acel loc exista o clădire relativ modestă, numită Vulturul, unde se țineau concerte, spectacole sau diferite întruniri politice, când politica era și ea o artă. Construcția a fost refăcută de mai multe ori, în special în secolul al XIX-lea, însă pe la 1900 devenise mai demodată decât o trupă dance din anii 2000 care mai cântă și astăzi, așa că soarta părea să-i fie pecetluită. Cum se afla în proprietatea primăriei, municipalitatea a decis să organizeze în 1903 un concurs public de arhitectură. Doi ani mai târziu era declarat câștigător proiectul arhitecților Iacab și Comor. Dar autoritățile române nu sunt singurele care nu se pricep la planuri pe termen lung. Se pare că nici cele maghiare căci după ce au făcut tot tamtamul și-au dat seama că ce vor e prea scump și surpriză nu se poate așa că mai bine să scape de belea. Au vândut terenul cu tot cu clădire, cumpărătorii fiind doi avocați și antreprenori maghiari, Emil Ardoian și Ene Kenaz Kürländer. Nu că am o pronunție bună în maghiară, cei doi au decis să facă ceea ce primăria nu a fost în stare. V-am zis eu că unele obiceiuri nu mor niciodată. Au demolat vechea construcție și au preluat proiectul original al arhitecților. Planul era să ridice o clădire masivă, formată din corpuri asimetrice, unite printr-un pasaj acoperit cu sticlă și cu o fațadă bogat decorată cu elemente secession. Întregul complex urma să cuprindă zeci de magazine, baruri și restaurante, săli de spectacole, un hotel și câteva apartamente particulare. Construcția efectivă a început în primăvara lui 1907, dar părea după scurt timp sortită eșecului. Când fabricile de cărămidă din zonă au aflat cât de mare va fi noua construcție, s-au decis să-și dubleze de prețul. Iar băncile, de teamă că investiția va da faliment, au spus, wow, trebuie să ne acoperim spatele. Și au urcat dobânzile. Că doar cum altfel încurajezi pe cineva care chiar vrea să facă ceva? Îi jupoi și pielea de pe el. Și ce-au făcut cei doi avocați? Au zis ceva de genul, dacă voi nu ne vreți, atunci luați de aici. Și și-au făcut propria lor fabrică de cărămizi și propria bancă. Asta însemna pe atunci să fii mafiot. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și așa au reușit să finalizeze clădirea până în 1908, inaugurarea propriu-zisă având loc anul următor. Ultimul element adăugat a fost chiar vitraliul cu vulturul negru, elementul de la care se și trage numele clădirii. În perioada interbelică, palatul a fost centrul vieții economice orădene, fiind un soi de mall unde găseai de toate. Presa de epocă abunda în anunțuri precum Doriți să vă aprovizionați eftin cu albituri și ciorapi? Încercați odată la Berman, în Pasajul Vulturul Negru, sau fabrica de pălării meteor din Pasajul Vulturul Negru transformă cu mult gust tot felul de pălării de dame și pălării bărbătești. Ori, Hercules, fabrica de lingerie, își desface cu prețul cel mai redus mărfurile de zefir, pânzării și ciorapi ce se găsesc în depozitul său din pasajul Vulturul Negru. Sau, în caz de deces, în propriul dumitale interes, vizitează antrepriza creștină de pompe funebre Pietatea, care aranjează cele mai frumoase și ieftine în mormântări. Îndeoseb să se știe că antrepriza aceasta se află în pasajul Vulturul din Piața Unirii, Oradea Mare. Pe asta ultima n-am prea înțeles-o. Decesul cui? Al tău, propriu și personal? Și tot în această clădire a funcționat în anii 20 și prima companie de distribuție a filmelor pentru cinematografele din țară, un fel de Netflix de Bihor. Dar și mai căutate au fost sălile de cinema din complex, unde rulau, în perioada interberică, cele mai noi filme americane și veste europene. După instaurarea comunismului, clădirea a fost naționalizată. Vechile prăvălii au dispărut și au apărut tot felul de cooperative, aprozare și magazine de stat, iar în clădire au fost aduși chiriași care au modificat interioarele. Și ar fi făcut open space-uri încă de pe atunci, cine știe. În comunism, palatul a fost not great, not terrible, dar cu siguranță își pierduse gloria de odinioară. Așa că, din fericire, în 2013 a intrat într-un amplu proces de restaurare cu fonduri europene. Construcția a fost consolidată, s-au înlocuit țevile vechi, s-a reparat acoperișul folosindu-se materiale cât mai apropiate de cele originale și s-au restaurat decorațiunile de fațadă. Chiar și pasajul interior a fost renovat și a dus cât mai aproape de aspectul pe care îl avea în urmă cu un secol și ceva. Ca să fiu sincer, lucrările, oficial încheiate în vara lui 2016, nu sunt finalizate cu totul. Mai există încă porțiuni din vastul complex care necesită renovări. Dar, all in all, Palatul Vulturul Negru arată mult mai bine acum. Oricum, până acum s-au cheltuit aproape jumătate de milion de euro și asta cu banii europeni, dar și cu efort local. Perfect combo, dacă mă întrebați pe mine. Iar din Oradea mergem la... Mănăstirea frumoasă, din Iași. Aș găsi multe obiective ieșene despre care să vă vorbesc. Ar putea fi Palatul Braunstein din centru, Muzeul de Științe Naturale sau Vechea Baie Turcească, ce va deveni centru de artă contemporană. Toate astea au fost sau sunt renovate cu banii europeni iar pe lângă ele s-au mai restaurat și mitropolia și palatul culturii, dar alea au fost făcute cu bani de la bugetul local. însă m-am gândit să includ mănăstirea frumoasă în acest top pentru că are o istorie întunecată și puțin știută, dar și pentru că dacă nici la Iași nu vorbim despre cele sfinte, atunci unde? De fapt, când vorbim de Mănăstirea Frumoasa, ne referim la un întreg complex de clădiri, a căror origine se află la sfârșitul secolului al XVI-lea, adică puțin înainte ca Mihai Viteazu să preia și tronul Moldovei, unind cele trei provincii, ca mai apoi, după pierderea puterii, să lanseze celebrul slogan Moldova, pământ românesc sau muntenesc. Dar să nu divaghez. Așa, pe la 1580 și un pic, Hatmanul Balica, un boier din zonă, după ce a trecut printr-o mică depresie și o criză de identitate, a ascultat sfatul psihologului, adică al preotului, și a decis că trebuie să facă ceva în viața asta, să aibă un proiect cum s-ar zice. Iar dacă așa și asigura și o bilă albă în viața de apoi, cu atât mai bine, bring it on! Astfel a ridicat în sudul Iașilor o mănăstire cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril pe care a închinat-o unei alte mănăstiri grecești din muntele Sinai. Adică era subordonată autorităților religioase grecești, care își trimiteau câte un călugăr și luau banii obținuți din moșiile mănăstirii, care nu erau chiar un venit de neglijat, undeva pe la 10.000 de ducați olandezi pe an. Era, cum ar spune astăzi conspiraționiștii, un soi de corporație care vine domne și ne ia bogățiile și pleacă cu ele. Iar dacă ar fi fost așa, atunci nu era o corporație de succes, pentru că, într-un secol și ceva, Mănăstirea a decăzut cu totul, ajungând în paragină. Norocul său a fost că noului domnitor fanariot, Grigore al II-lea din neamul Ghiculeștilor, i-a plăcut locul. Vodă a decis să refacă întreaga mănăstire din temelii, să o decoreze din nou și să o extindă. Ba mai mult, a ridicat și un turn clopotniță, un zid de incintă cu câteva clădiri în interior, iar în spatele bisericii a amenajat o grădină și un lac artificial. Navea spa și jacuzzi, că era totuși Moldova secolului al XVIII-lea. Atât de bine arăta noua biserică, încât toți de-ai locului îi spuneau frumoasa, cum i-a rămas apoi și numele. Doar nu credeți că vine de la vreo sfânta frumoasă, nu? și cei frumos și lui Vodă îi place. Așa că întregul complex a devenit reședință de vară pentru domnitorii fanarioți ai Moldovei. însă nici această biserică 2.0 nu a rezistat prea mult timp și a fost nevoie de o A3 a treia versiune, cea finală pe care o vedem astăzi și care a fost ridicată între 1819 și 1833. Construcția are o formă mai puțin obișnuită în arhitectura bisericească din zonă, fiind în linii mari un paralelipiped foarte înalt cu patru turle de zici că sunt aduse din Rusia. Până în vremea lui Cuza, lăcașul a fost mănăstire de călugări, însă odată cu secularizarea averilor mănăstirești din 1863, proprietățile i-au fost luate, iar biserica s-a transformat în parohie, adică biserică cu preot, dascăl și câteva babe de serviciu. În prezent a revenit la statutul de mănăstire, așa cum a fost în prima parte a existenței, însă nu de călugări, ci de măicuțe. Vă spuneam însă că frumoasa e un complex de clădiri care a fost refăcut cu fonduri europene. Pe lângă biserică a fost consolidat și Palatul de pe ziduri, o casă masivă cu parter și etaj, construit pe la 1812. În primele decenii a fost reședința temporară a unor dormitori ai Moldovei, precum Mihail Sturza sau Grigore Alexandru Ghica. Însă statutul său special s-a terminat odată cu tipul care își înșela soția cu mama unui viitor rege al Serbiei, adică Alexandru Ioan Cuza. După ce a secularizat averile mănăstirești în 1863, adică inclusiv pe cele ale mănăstirii Frumoasa, a transformat o parte a complexului în unitate militară, iar palatul de pe ziduri a fost utilizat atât ca reședință pentru ofițerime, cât și ca închisoare militară. Cea mai spectaculoasă renovare aparține fără îndoială Palatului pentru Femei, cum e cunoscut astăzi. Până acum câțiva ani era o simplă ruină, niște beciuri și câteva ziduri de dinainte de Pazvante Chioru, despre care țineți minte că v-am povestit. Legenda spune că aici erau cazate doamnele care veneau la mănăstire, că doar nu era să stea bărbat cu femeie sub același acoperiș în incinta locului sfânt. Mult mai probabil însă era vorba chiar de ruinele Palatului Domnesc, ridicat de Grigore al II-lea Ghica în 1729 și reconstruit în 1740. Dar ce a fost cu siguranță nu putem ști, pentru că până nu inventează Elon Musk mașina timpului, nu avem pe cine întreba. Ulterior a devenit locuința starețului, adică team leaderul călugărilor, apoi depozit și în cele din urmă ruină. Iar astăzi a fost reconstruit folosindu-se planurile de epocă și toate materialele originale care mai există și va fi transformat în muzeu. Vă spuneam însă că mănăstirea are și o istorie mai întunecată, iar asta e legată de zidul de incintă, restaurat și el recent și mai ales de una dintre porțile sale numită Poarta Spânzuraților. Denumirea vine de la, evident, cine trecea pe acolo. Treaba e că în secolele 18 19 mănăstirea se afla la marginea Iașilor, astfel că pe terenul de lângă complex se organizau diferite întruniri printre care și condamnările la moarte, în special prin spânzurare. O sândiții veneau de la închisoarea din oraș și, cu puțin înainte să ajungă la locul execuției, treceau pe sub această poartă. Interesant este că am găsit relatarea ultimei execuții care a avut loc lângă Mănăstirea Frumoasa. Era în toamna lui 1847, când frații Cuciuc, unul ofițer, celălalt funcționar de stat, în complicitate cu mama lor vitregă, și au ucis tatăl. Judecătorii, ca să dea un exemplu, i-au condamnat pe frați la moarte, stabilind că pedeapsa să fie executată lângă mănăstirea Ieșeană de către călăul Gavril Ciobanu, zis Buzatu. Iar evenimentul s-a petrecut așa. Pâlcuri, pâlcuri de bărbați, copii și femei care își lăsaseră treburile zilnice se grăbeau să ajungă mai curând spre a prinde locuri buni vrând să nu le scape priveliștea rară a spânzurării ucigașilor. Călăului puse jos o frânghie și mai dă două săpuneală la cea din mână. O încercă încă o dată și, fără grabă, o așeză în inelul furcei, legând capul de cuiul stâlpului. Așeză scaunul pe care trebuia să se suie condamnatul, sprijinit de umeri sau cu o lovitură, de nu va avea putere. Cel care era mai aproape era fostul ofițer, cel mai mic dintre ucigași. Călăul pune întâi mâna pe el, condamnatul tresării, dar nu șovăii. Merse cu hotărâre spre scaunul dătător de moarte, în uimirea norodului adunat. Preotul ridică crucea și o întinse condamnatului. Acesta o sărută, făcându-și cruce. Singur, călăul privea nesimțitor. Pur ce se la treabă și, peste câteva minute, cele două trupuri ale paricizilor se leagă în atârnate în furci, și norodul își face cruce. Dar banjii sună un marș ca să năbușe exclamațiile de groază ale poporului mișcat la culme de groază și de milă. Milă, milă, dar pofta de entertaining era mai mare. V-am povestit toate astea ca să știți, dacă vizitați Mănăstirea Frumoasa, care e treaba cu poarta spânzuraților. Una peste alta s-au investit peste 5 milioane de euro în întregul proces de consolidare, refacere și restaurare a complexului mănăstiresc. Pentru că nu s-a lucrat numai la biserica propriu-zisă, ci și la turnul Clopotniță, palatul de pe ziduri, palatul zis pentru femei și poarta spânzuraților. Lucrările au început în 2017 și ar trebui să se termine anul acesta, un fel de cincinalul în patru ani și jumătate, pentru că s-a muncit pe brânci. Rezultatul nu o să fie numai un centru bisericesc pentru cei mai cu Doamne ajută, ci și o bucată de patrimoniu istoric, care o să rămână, nu așa, urmașilor urmașilor noștri. Iar ultima oprire e la muzeul de artă din Craiova. Un amic de-al meu zice că, uite, există monumente istorice și în Craiova. Bine, asta e o glumiță răutăcioasă cu care nu sunt de acord, dar care are și un sâmbure de adevăr. La fel ca multe alte orașe din sudul României, Craiova a fost amplu sistematizată în perioada comunistă. Adică, o mare parte din centru vechi a fost făcut una cu pământul, iar în locul său au apărut blocuri și alte clădiri cum îi plăceau lui Neanicu sau Elenei. Că știți vorba aia, el avea ultimul cuvânt, cum spui tu, draga mea. Din fericire, au supraviețuit câteva clădiri absolut remarcabile, iar cea despre care o să vă vorbesc astăzi are o istorie fabuloasă. Palatul Jean Mihail, în prezent Muzeul de Artă. Povestea sa este strâns legată de una dintre cele mai bogate familii din Oltenia, dacă nu chiar din întreaga țară. Constantin Dinu Mihail s-a născut în 1837 într-o familie cu origini a române și, la fel ca alți coetnici mai târzii ai săi, Hagi, Becalii sau Halep, s-a priceput să facă bani, mai ales că avea studii de horticultură în Germania. Cum avea moșii întinse în zona Oltului, a revenit la Craiova pentru a-și conduce afacerile, și tot aici s-a căsătorit cu Matilda, împreună cu care a avut mai mulți copii dintre care numai doi au ajuns la maturitate, Nicolae și Ioan. Și cum obrazul fin cu palat se ține, Constantin Mihail a decis în 1899 să ridice un palat cum n-a văzut Craiova. L-a întocmit pe arhitectul Paul Goterau, nu știu dacă am pronunțat bine, același care a făcuse și Palatul Cec și Biblioteca Centrală Universitară din Capitală, să-i ridice cea mai mare clădire din oraș. Și el s-a pus pe treabă, rezultând un palat în stil eclectic, cu aproape 30 de camere, având curent electric și sistem de încălzire centralizată prin podele. Știu că nu pare mare lucru, dar pe vremea aia 85% din locuitorii României trăiau la țară și mergeau să-și facă treaba mare în fundul curții. Iar interioarele clădirii erau cel puțin la fel de împopoțonate ca cele de la Palatul Regal al lui Carol I, fiind utilizate marmură de Carrara, oglinzi venețiene, fier forjat de cea mai bună calitate, candelabre din cristal de Milano. Stucaturi aurite, mobilier din lemn sculptat și picturi scumpe. Numai că bătrânul Constantin Mihail nu a apucat să-și vadă clădirea gata, căci a murit în 1908. Palatul a fost finalizat și inaugurat anul următor de cei doi fii, Nicolae și Ioan, zis Jean. Nicolae Mihail n-avea să mai rămână mult prin preajmă. A dat prazul pe croissant și a plecat în Franța, unde a murit peste câțiva ani. Așa că totul a rămas în proprietatea lui Jean Mihail care nu doar că a dus mai departe afacerile de familie, dar și-a și sporit avuția. Bine, asta și pentru că a avut nu una, ci două mătuși, Tamara, care i-au lăsat moșteniri și mai uriașe. Știu că uriaș nu are termen de comparație, dar nici bogăția lui Jean Mihail n-avea. A intrat și în politică, fiind deputat din partea conservatorilor. Dar, când a văzut că partidul său nu mai are trecere, el n-a avut nicio reținere să treacă în partea cealaltă, la liberali, și să rămână la putere. Chiar dacă, odată cu reforma agrară de după primul război mondial și-a pierdut o mare parte din moșii, Mihail era în continuare atât de bogat încât a girat până și statul român pentru câteva împrumuturi în vremea marii crize financiare. Iar în cazul lui, bogăția n-a făcut casă bună cu zgârcenia. Ba din potrivă, Jean Mihail s-a remarcat drept unul dintre cei mai activi filantropi, făcând donații, dând burse, reparând școli și construind biserici. Neavând urmași, și fiind ultimul din neamul său, Mihail a decis să-și lase întreaga avere statului. O parte sub formă de burse pentru tinerii din familii sărace, o alta pentru bolnavi, încă o parte pentru ridicarea unei maternități, iar restul pământului care îi mai rămăsese a vrut să fie dat țăranilor. Conform voinței sale, palatul din Craiova trebuia transformat într-o instituție de cultură. La puțin timp după ce și-a făcut testamentul, în 1936, Jean Mihail a murit, fiind înmormântat în orașul de care și-a legat viața. Palatul său avea să fie cam singurul bun care a avut soarta pe care a avut-o bătrânul filantrop. Clădirea deja devenise un simbol al orașului, găzduind în câteva rânduri familia regală, iar în vremea ocupației germane, din 1916-1918, a fost comandamentul trupelor nemțești. În primii ani de după moartea lui Mihail, imobilul a fost folosit pentru diferite expoziții, iar între 1939 și 1940 a fost locuința președintului polonez, care fugise din țara sa invadată de aceiași doi mustăcioși. Odată cu venirea comuniștilor la putere, clădirea a fost transformată în sediu Arlus, adică Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, că pe atunci lumina venea de la răsărit, după cum spusese Sadoveanu într-un discurs prosovietic. Iar din 1950 până în 1954 a fost sediul Comitetului Regional al Partidului Muncitoresc Român, al cărui secretar era un tânăr bâlbâit din Scornicești. De asta spun unii că Ceaușescu nu a vrut demolarea clădirii, chiar dacă fusese grav avariată în 1977, că i-amintea de tinerețea zbociumată chiar dacă pe locul ei s-ar fi putut face vreo două blocuri cu 200 de apartamente. Destinația Palatului Jean Mihail a fost modificată ultima oară în 1954, când tovarășii și tovarășele au părăsit clădirea, iar în locul lor au venit tablouri și sculpturi, fiind înființat Muzeul de Artă din Craiova. Și așa a rămas până în zilele noastre, având peste 8.000 de opere, inclusiv lucrări de Aman, Tonița și Grigorescu. Dar piesa de rezistență sunt cele șase sculpturi de brâncuși. Astăzi, Palatul Jean Mihail arată ca un castel de pe Valea Loarei, deoarece a fost restaurat între 2009 și 2014 cu peste 5 milioane de euro, dintre care aproape două treime au fost din fonduri europene. Lucrările au fost extrem de complexe, pentru că palatul e un monument istoric, clasa A, adică de interes național, și nu se poate schimba nimic fără avize, ștampile și semnături. S-au păstrat cât mai multe elemente originale, cum ar fi cele de tâmplărie, ori decorațiunile, dar și pardoseala și zugrăvelile. Dacă totuși trebuia ceva înlocuit, s-au folosit materiale similare sau chiar identice cu cele puse și plătite acum un secol de Jean Mihail, dar clădirea a primit și câteva upgrade-uri discrete de secol 21. Un lift pentru persoanele cu dizabilități, echipamente de securitate de ultimă generație, un sistem de protecție împotriva cutremurelor și mai ales o hidroizolație a subsolului, unde sunt depozitate lucrările care așteaptă să fie expuse. Cu alte cuvinte, cred că Palatul Jean Mihail e cea mai modernă clădire veche din Craiova. Și lista ar putea continua cu Muzeul Ceasului din Ploiești, Domul Romano-Catolic din Timișoara, fostul Palat al Camerei Deputaților din București, Cetatea Saschizor, Castelul Mariafi și multe, multe altele. Ce vreau să spun e că lucrurile încep să se schimbe în bine. Poate că mai încet decât am vrea, dar sigur se întâmplă. Și toate astea cu fonduri europene.